Ați mai fost pe aici? Unii, da? Din cele 1737 de cazuri transportate anul trecut, 1400 au fost transportate cu unitățile terestre de terapie intensivă mobilă, 325 folosind elicopterele scurt dotate cu incubatoare și 12 cazuri cu avionul smurt pentru asigurarea unui transport rapid pentru cazurile respective. În acest an deja suntem la 579 de misiuni de transport neonatal, din care 472 terestre, 97 cu elicopterul și 10 cu avionul. Motivul este unul nobil și mult așteptat, pentru că vorbim despre 12 autospeciale pentru transport nou născuți în condiții de terapie intensivă, complet echipate, care, așa cum spunea domnul doctor Arafat aici, vor înlocui cele 9 ambulanțe de tip neonatologie existente, care au vechime de peste 13 ani. Incubatorul specific transportului copiilor aflați în stare critică, și vorbim de copii prematuri în mod deosebit și nou născuților, iar mașina are un șasiu mai lung pentru că în față are o masă și un dispozitiv de resuscitare și de lucru pe copil. Asta este incubatorul cu echipamentele aferente. Lăsați-l așa, da? Incubatorul asigură, bineînțeles, temperatură optimă pentru copil, pentru că nou-născutul prematur, nou-născutul care este critic, își pierde temperatura foarte rapid și devine hipotermic. Deci incubatorul își păstrează temperatură. Avem un ventilator special pentru nou-născuți, cu greutate foarte mică. Și bineînțeles, restul echipamentelor medicale și care completează ce este inclusiv în mașină, de monitorizare, de urmărire a copilului. Medicii care lucrează pe aceste mașini și asistenții provin în principal din unitățile de primire urgență, sunt medicii care lucrează pe smurt, dar care au cursuri în acest domeniu și în unele zone mai participă cu noi și colegi, cum am zis, neonatologi.